Cornel Fugaru a ales nemărginirea, a închis definitiv ochii astăzi la Spitalul Elias după o lungă suferință. O boală teribilă l-a măcinat în ultimii ani și, chiar dacă la un moment dat părea să o fi învins, în ultimele zile starea lui s-a înrăutățit. Vasile Marcu este la Spitalul Elias. Vasile, te ascultăm. Da, așa este. În ultima săptămână a stat doar aici, internat la Spitalul Elias. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l mai ține în viață, însă, conform unor date publicate de către medicii de la spital, evoluția bolii a fost una fulminantă și fără a mai putea face ceva, astăzi s-a stins din viață. Familia a cerut discreție atât din partea medicilor cât și din partea celor apropiați pentru a-i respecta astfel memoria. Ar mai trebui spus că în ultimii ani compozitorul a luptat cu un cancer. Într-adevăr, la un moment dat părea că a reușit să învingă teribila boală, însă în ultimul an aceasta a recidivat, iar așa cum spuneam, în ultima perioadă a avut o evoluție fulminantă spre un singur sfârșit, moartea. A venit toamna. Mă tem că n-am să te mai văd uneori. Că o să-mi crească ascuțite până la noi. Un model, un om care de fiecare dată își punea sufletul pe tavă. Era un român blând, un român care miza în muzica lui pe atingerea celor mai frumoase corzi ale sufletului omenesc. Ceea ce avea de născut, ceea ce avea în sânge și expresivitatea și ce pot să spun. Cornel Fugaru a murit. A plecat din această lume discret, așa cum și-a trăit și ultimii ani. Știu că o iubire oricât de mare ar fi se termină într-o zi și vorbele nu au nicio rost. Cornel Fugaru a fost internat la Spitalul Elias săptămâna trecută. Suferea de ani de zile de o boală grea, dar a luptat cu ea până în ultima clipă. Credea că a învins și nu și-a pierdut poftă de viață nicio clipă. Doar eu rămân de când exist, omul cel mai optimist. Nu a vrut niciodată să vorbească despre boala sa. Spera, probabil, că dacă nu spune nimic, va reuși să treacă peste. Mai ales că familia i-a fost alături tot timpul. Poate tu vei putea. Știam din acest alături de familie că nu este deloc bine, dar știți că mai speri boala nemiloasă care te lovește și, din păcate, nimeni nu are scăpare. Dau viața mea pentru o iubire, cu suscarul tău sau alunelul. Cornel Fugaru reușea prin piesele sale să ajungă la inimile tuturor. A iubit muzica și a cântat mereu din suflet. Un suflet care astăzi a ales nemărginirea. Și atunci mă apropii de pietre și tac. Scandal și